Începând de sâmbătă 16 aprilie, tramvaiele 2, 7, 8 și 44 revin pe traseele obișnuite cu capăt de linie în piața centrală. Avem traseul 8 care face piața centrală până în portbazinul nou. Acolo vom circula cu un tramvai la o frecvență de aproximativ 36 de minute. Traseul 7, care vine din micro 19 către piața centrală, acolo vom circula cu traseul 7 cu 4 vagoane la o frecvență de 15 minute și traseul 44, care pleacă de la Comat către piața centrală, 2 vagoane la o frecvență de 20 de minute. De asemenea, începând de luni, timp de aproximativ o lună, tramvaiul 39, care face legătura între micro 19 și cimitirul evreiesc, va circula doar până la stația Comat, strada Henri Coandă. Din această stație și până la capătul de linie cimitirul evreiesc, călătorii vor fi transportați cu autobuze care vor purta tot indicativul 39. Motivul acestei modificări este că se vor executa lucrări de modernizare a rețelei electrice la linia de contact de pe bulevardul George Coșbuc.